Șeful MADR a trimis corpul de control al ministrului la Casa de Comerț Unirea, în urma unor nereguli semnalate de Consiliul de Administrație. Este vorba de legate de valorificarea prin această soarte a unor produse de port, încălcându-și astfel rolul pentru care a fost creată, acela de a veni în sprijinul fermierilor autohtoni. Zvonurile privind neregulile de la Casa de Comerț Unirea au apărut încă din luna decembrie anului trecut, însă ministrul agriculturii a preferat să nu acționeze pripit, solicitând în prealabil o analiză din partea Consiliului de Administrație și a Adunării Generale a Acționarilor. Situația nu este una bună. Așteptăm în raportul Corpului de Control. Eu nu pot să intervin în Casa Unirea. AGA și Consiliul de Administrație mi-au adus la cunoștință neregulile. Sigur, voi lua măsurile cele mai dure, inclusiv transmiterea către autoritățile competente de control din România. A adăugat Florin Barbu. Șeful MADR a ținut să precizeze că rolul Casei Unirea nu se rezumă doar la a obține profit, rostul său fiind acela de a integra fermierii români într-un circuit economic viabil. Casa Unirea are profit foarte mic în prezent, dar rolul său este de a vinde produsele interne. Vă asigur că această societate va fi una din cele mai performante din țară în perioada următoare, pentru că pe proiectul de buget, inclusiv pentru Casa Unirea, sunt acele centre de colectare legume și fructe, vrem să facem niște zone tampon pentru zootehnie. Fermierii trebuie să primească banii pe loc pe marfa pe care o produc odată ce intră în aceste centre, iar Casa Unirea are rolul de a încheia contractele. A explicat ministrul Florin Barbu. În ceea ce privește modalitatea de selecție a fermierilor care vor veni să aducă marfa la Casa Unirea, ministrul Agriculturii a arătat că totul va fi introdus într-un sistem informatic. Într-un soft vom solicita anumite produse pe bază de rețete. Acei fermieri români care vor să se înscrie în programul privind integrarea alimentelor în magazinele de retail din România vor veni pe baza acestor rețete și Casa Unirea va valorifica acele produse românești în magazinele din România. După finalizarea actului de control din cadrul Ministerului Agriculturii, vă promit solemn, Casa Unirea nu va mai vinde decât produs românesc. A dat asigurări șeful MADR. Iarna vine împreună cu nenumărate oportunități pentru fermieri de a-și maximiza performanța de lucru a utilajelor. În această perioadă vă puteți procura piese de origine la cele mai avantajoase prețuri. Titan Mașinării România vine în sprijinul fermierilor cu o ofertă unică pe piață. În campania de iarnă, la piese de origine aveți 30% reducere la filtre și fluide Accela și 25% reducere pentru piesele de schimb CNH, iar plata a fost stabilită a se efectua până la data de 1 iunie 2024. Puteți reduce astfel costurile și timpii de reparații ai utilajelor din fermă folosind piese și consumabile de origine CNH. Mai mult decât atât, în campania de iarnă cuprinsă în perioada 20 noiembrie 2023-29 februarie 2024, piesele de origine Waderstad beneficiază de un discount de 15%. Titan Mașinării România este unic importator și distribuitor al utilajelor și pieselor Waderstad, produse exclusiv la fabrica din localitatea Waderstad, Suedia. Producția proprie de piese de uzură a producătorului Waderstad este unică pe piață și îi conferă companiei controlul deplin asupra procesului. Așadar, aveți cele mai bune oferte la piesele de origine cu plata până la vară. Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați magazinul online de piese al Titan Mașinării România la store.titanmașinării.ro. GAEC 7, GAEC 8 nu sunt decât generatoare de cheltuieli și costuri suplimentare. Greu de înțeles și greu de aplicat în agricultura românească, deja condiționată de mult prea mulți factori care se bat cap în cap cu ambițiile europene. Având în vedere că aceste obligații care ni se impun nu vin cu niciun fel de compensații pentru pierderile pe care le generează, vor fi aproape imposibil de respectat. Este opinia fermierului constanțean Constantin Soare, unul dintre investitorii importanți în agricultura din zona Dobrogei. Îl vedem imediat în jurnal într-un interviu marca Ovidiu Ghina. Apropo de planul ăsta de culturi, cât de tare vă încurcă faptul că acele gaecuri sunt atât de restrictive? Mă refer în mod deosebit la 7 și 8. 7
cum îl știm, cu rotația culturilor, generează, în primul rând, toate condițiile care le avem, sunt generatoare de noi cheltuieli. Vezi semănarea de culturi secundare între culturile principale, care presupun niște cheltuieli suplimentare, și cum e cazul la noi, că suntem nevoiți, datorită lipsei umidității în sol, să venim de obicei cu grâu după grâu. Și atunci avem obligația, conform noilor reglementări, să venim cu o cultură secundară, care presupune niște costuri. Costuri pe care, din păcate, nu ni le putem, acoperi, ținând cont de toate condițiile generale pe care le parcurge economia, nu numai agricultura, nu numai românească, la nivel european, aș putea spune. Celelalte, cele generate de graie cu opt, vezi menținerea unui teren nelucrat, pârloaga, cum îi spune, asta chiar e o problemă care deranjează foarte, foarte, foarte mult. În sensul că nu e normal să lași pământ nelucrat în condițiile în care trebuie să-l și întreții, asta presupune o cheltuială, prin întreținerea lui într-o de manieră să nu-ți crească buruieni și mai departe, și ai și obligații financiare către cei de la care deții terenul respectiv, vezi contractele de arendă. Și pentru astfel de obligații care ni se impun, nu avem compensări financiare care să vină să echilibreze financiar situația. Tragem speranțe, având în vedere demersurile care înțeleg că sunt făcute de către minister la nivel de Uniunea Europeană și de promisiunile pe care le-a făcut domnul ministru, în sensul că dacă se va întâmpla ca Comisia Europeană să nu ne permită o derogare de la aceste obligații, să se ia o decizie la nivel intern, România, prin care să se stabilească că graie cu opt, vezi pârloaga, să se să se impună la nivel de țară, nu de fermă. Și este foarte bine cum s-a gândit, cum s-a luat ca cum se vrea ca o soluție, soluția aceasta să fie luată în calcul, pentru că înțeleg că avem, slavă Domnului, destul de multă suprafață care e încadrată în categorie de neproductiv sau teren care nu se lucrează. Vezi benzile de protecție ale canalelor de irigații și multe altele care se încadrează în categoria aceasta, care nu pot fi lucrate, nu se lucrează și se pot încadra în categoria de teren care poate să rămână nelucrat. Sperăm să se întâmple așa. Deși ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat în fața fermierilor că își va asuma răspunderea pentru a da derogare și anul acesta de la GAEC 7 și GAEC 8, se pare că problema se complică. Asociația în beneficiul vânătorilor și a activității de vânătoare a transmis o scrisoare către guvern în care cere ca derogarea de la aplicarea GAEC 8 să nu mai continue. Potrivit președintelui ABVAV, Adrian Lică, într-o intervenție pentru emisiunea Agricultura, o șansă pentru România, a declarat că aplicarea prevederilor GAEC 8 este esențială pentru protejarea biodiversității și salvarea unor specii aflate în pericol, precum iepurele de câmp și potârnichea. Noi susținem protestul fermierilor. Ok. Fiind interesați, la fel ca orice cetățean al României, ca agricultorii să-și poată continua activitatea, pentru că agriculturii înseamnă foamete pe viitor și cred că absolut nimeni nu își dorește să se ajungă la asta. Că pe lista lor de revendicare a apărut, din păcate, și solicitarea menținerii de la GAEC 7 și GAEC 8 pentru încă un an, iar dacă o derogare de la rotația culturilor prevăzută de GAEC 7, pe care oricum majoritatea agricultorilor o făceau deja, să zicem că am putea să o acceptăm. Nu același lucru putem spune, din păcate, și despre GAEC 8, am văzut, nu? Că încă un an, da? Pentru că noi vânători așteptam cu nerăbdare implementarea prevederilor GAEC 8 în sfârșit. Aceste prevederi oferim beneficii substanțiale atât pentru conservarea biodiversității, cât și pentru
îmbunătățirea eficienței și sustenabilității practicilor agricole. Este vorba despre acel 4% din teren exploatat. Dumneavoastră, agricultorul numiți spărloagă. GAECOP, altfel, e numit oricare dintre elementele neproductive. Ce și noastră agricultorii, inclusiv perdele forestiere care odată înființate, pot fi asimilate ca terenul neproductive, incluse în acel 4%. Ori înființarea de perdele forestiere sunt chiar finanțate prin PNRR și ar fi trebuit să fie existat deja de, să ceară bani pentru aceste proiecte. Ori, prin aceste derogări de la GAECOPT înseamnă a refuza înființarea de perdele forestiere atât de necesare și pentru biodiversitate, dar și pentru agricultură. Laboratorul Centrului de Cercetare Agroest Muntenia, o investiție dintr-un proiect premiat la nivel internațional, aduce inovația în domeniul agricol, mai ales în nutriția din agricultura vegetală. Laboratorul este dotat cu tehnologia necesară pentru a dezvolta o gamă largă de formulări, de la concentrate solubile și produse ready mix până la formulări mai complexe, cum ar fi concentrate emulsionabile, microemulsii, sulfoemulsii și fertilizanți de tip gel. Acest spectru larg de capacitate subliniază angajamentul Agroest Muntenia față de inovație și diversificare, pentru a oferi în fermă produse adaptate nevoilor, dar și dotărilor tehnologice. Laboratorul Agroest Muntenia este un exemplu de progres și dedicare în domeniul agriculturii, demonstrând cum inovația științifică și tehnologică poate aduce soluții concrete și eficiente pentru agricultura modernă. În cadrul Departamentului de Cercetare Agroist Muntenia dezvoltăm rețete noi de fabricație din catalogul propriu pe baza recomandărilor Departamentului Tehnic în funcție de nevoile fermierilor din România, având în vedere schimbările legislative, dar și cele de mediu și economice. Avem dotarea tehnică necesară pentru a dezvolta diferite tipuri de formulări, atât simple, precum concentrate solubile și produse de tip ready mix, dar și formulări complexe, precum concentrate emulsionabile, microemulsii, suspoemulsii, fertilizanți de tip gel. Odată definitivate, rețetele de fabricație sunt transmise către colegii din producție, urmând ca produsul finit să se întoarcă în Departamentul de Control al Calității. În viitor, laboratorul nostru va dezvolta și rețete de fabricație pentru produsele granulate, urmând ca apoi produsele să fie fabricate într-o nouă linie de producție. Serviciile oferite de laboratorul Agroist Muntenia au rolul de a veni în ajutorul departamentului tehnic, astfel încât agenții să poată recomanda soluții adecvate necesității fermelor, atât pentru rezolvarea problemelor nutriționale, dar și fitosanitare. Instalarea tinerilor fermieri a fost cea mai așteptată linie de finanțare din cadrul planului strategic PAC 2023-2027, lucru evident și din numărul de cereri depuse la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Peste 5.500 de tineri fermieri au depus proiectele pentru a primi finanțarea de 70.000 de euro. Dacă fondurile pentru zona montană s-au epuizat de mult, componenta națională încă mai are ceva bani disponibili. Însă epuizarea fondurilor și aici rămâne doar o chestiune de timp. La momentul actual mai sunt bani disponibili pentru aproximativ 100 de proiecte. Informație prezentată de consultantul Marian Dumitrache în emisiunea Agricultura la Raport. Apelul de proiect a fost împărțit încă de la început în două componente. Fermierii pe zona montană au putut depune proiectele fără concurență din partea fermierilor din restul țării, în timp ce tinerii fermieri la nivel național încă mai au posibilitatea de a-și depune proiectul dacă proiectele lor sunt în acest moment finalizate, întocmite și singurul lucru rămas ar fi ca ele să fie depuse. De ce spun asta? Pentru că termenul limită de depunere al proiectelor 31 ianuarie cu siguranță nu va fi atins. Bugetul disponibil deja a fost depășit. Încă se mai pot depune proiecte, iar după calculele mele ar mai fi fonduri disponibile, cel puțin acum câteva ore, așa era, pentru aproximativ 100 de cereri de finanțare. Deși plafoanele de depunere pentru instalarea tinerilor fermieri însumează peste 375 de milioane de euro, suma disponibilă pentru finanțarea efectivă a tinerilor fermieri este de doar 250 de milioane de euro. Astfel, în urma evaluării de la AFIR, vor ajunge să primească banii aproximativ 3.580 de fermieri.
Magazinul Regal Fermierul oferă o gamă largă de produse destinate nevoilor fiecărui fermier, dar și consultanță cu specialiști de top. Compania aduce în atenția clienților noi produse de calitate și accesibile ca preț. Folia Perita, în diferite grosimi și dimensiuni, este un produs de înaltă calitate distribuit în exclusivitate în România de Regal Fermierul. De remarcat că în portofoliul magazinului găsiți echipamente și componente pentru a vă construi propria seră de legume, produse ideale pentru îngrijirea plantelor, dezvoltarea și întreținerea recoltelor. În plus, vă este pusă la dispoziție o gamă foarte mare și diversificată de produse pentru protecția plantelor. Există soluție la orice problemă, în orice colț al țării. Este motoul celor de la magazinul Regal Fermierul. Legumicultorii, horticultorii sunt interesați de produse de calitate și ca să ai produse de bună calitate trebuie să mergi la cei care le vând. Regal Fermierul este o firmă românească, o firmă tânără cu angajați tineri și îl găsim din nou pe Andrei. Bună ziua, domnul Bogdan, mă bucur să vă revăd. Bine te-am găsit, Andrei. Să știi că noi am vorbit data trecută un pic despre produse, acum vreau să vorbim despre un lucru extrem de important, folia. Pentru că un solar care nu are o folie bună, ai o mare problemă. Dacă folia nu are aditivii necesari pentru plantă, planta nu o să fie dezvoltată. O folie care se numește Perita, m-am uitat, folie profesională Perita. De într-adevăr, Perita? Într-adevăr, Perita este marca noastră înregistrată. Este marca Regal Fermierul. Nimeni nu... Deci nu mai poți găsi în altă parte. Nu se poate găsi decât în magazinele noastre, în magazinele fizice, în magazinul online pe care îl avem și la partenerii noștri. Pentru că acum dezvoltăm o rețea foarte mare de parteneri care comercializează folia Perita. Pentru că noi o vindem de 5-6 ani de zile, 6 ani de zile, iar folia a confirmat. Da. Ceea ce a spus noi, garanția. Cererea a crescut, asta înseamnă cererea că oamenii crescut. Da. Au da. Încredere da. În da. Calitățile. Păi, puteți să vă spun, pot să mă laud un pic și pot să vă nu spun că nu. Lauzi, că până la urmă lucrurile astea, da. Faptul că îți cumpără atât de mulți este de fapt lauda pe care o aveți. Dar mă laud în fața dumneavoastră un pic și pot să vă spun că anul acesta am vândut 700 de tone de folie până în acest moment, care nu cred că este o cifră destul de mică, este destul de mareșoară. Hai să vorbim un pic despre Perita. Am văzut că sunt diferite dimensiuni, grosimi. Grosimi, da. Dimensiuni avem de la 1,5 până la 20 de metri. Avem una dintre cele mai mari lățimi care se găsește pe piața din România. Și dimensiunile solarului. Sigur că da. Deci până la 20 acoperim orice solar. O să avem peste ceva timp și până la 24, că vrem să vă aducem această lățime. Dar momentan avem până la 20. Avem grosimea foliei de la 120 până la 200 de microni. Avem 120, 150, 170, 180 și 200 de microni. Fiecare folie este garantată după microni. La 120 avem 2 ani de zile garanție, la 150 3 ani, la 170 și 180 4 ani de zile garanție, iar la 200 avem 5 ani de zile garanție. Aceasta este vârful nostru de gamă, este folia de 200 de microni fabricată în 8 straturi cu 7 aditivi activi. Nu este foarte mult pentru că este fabricată prin metoda de coextrudare. Cu cât folia are mai multe straturi, cu atât durata ei de viață ajunge mai mult, pentru că asta dă-ne fac straturi. Durata de viață, de exemplu, pe păi, durata de viață pot să vă spun că la această folie de 200 de microni ajunge până la undeva la 10 ani. Pe 10 ani nu trebuie să umble la ani, solar, da. Decât dacă, Doamne ferește, are vreo calamitate. Noi nu putem să răspundem de aceste aspecte, da. Dar ceea ce ține de noi răspundem cu siguranță că folia are o durată de viață destul 10 de ani de zile, 10 7 ani. Aditivi. 7 aditivi și 8 straturi. 8 straturi, să nu uităm de acest aspect. De ce recomand folia Perita? Pentru că o vând de 6 ani de zile și până în acest moment eu cu folia Perita nu am avut incident. Îi oferim folia pe dimensiunile cerute de el, nu obligăm clientul să cumpere la rolă. Dacă vrea 10 metri, clientul îi dăm 10 metri. Vrea 100, îi dăm 100. Pentru că noi avem rolele jumbo de o tonă și avem 3-400 de metri pe rolă. În 5 minute maxim clientul știe câte kilograme are nevoie, ce lățime are nevoie, pentru că unii clienți vin și ne spun am un solar de 6 metri la bază. Și noi calculăm cu tot o arcadă cât ar trebui să lățim. Îi oferim consultanță totală. Deci noi oferim toate produsele de la solul negru până la recoltare. Da, oferim toate produsele necesare pentru dezvoltarea unei plante. Păi ce să spun, Andrei, succes, m-ai convins. Dacă vreau să fac solar, să știi că vin să iau. Vă rog, cu mare încredere. Vă mulțumesc frumos. Aveți o zi ușoară, domn Bogdan. Doamne ajută. La revedere, Doamne ajută. Numai bine. Aici se încheie jurnalul Agro TV. Vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi alături de noi. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, vă oferă rubrica Meteo.
La noapte cerul va avea înnorări și vor fi precipitații în Banat, Crișana și Maramureș și local în Transilvania, Oltenia și Moldova. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare în vest, nord și est, cu viteze cuprinse între 45 și 55 de km pe oră. Temperaturile minime se vor încadra între minus 3 și 9 grade. Mâine, valorile de temperatură se vor situa cu mult peste normele specifice perioadei, astfel că maximele se vor încadra între 4 și 15 grade. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua în Banat, Crișana și Maramureș și local în Oltenia și Transilvania și pe arii restrânse în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în vest și nord-vest, cu rafale cuprinse între 45 și 55 de km pe oră. Caracteristici agrometeorologice. Aprovizionarea cu apă în cultura grâului de toamnă se va încadra în limite satisfăcătoare în cea mai mare parte a zonelor de cultură. Deficite de umiditate în sol se vor înregistra local în nordul Munteniei, sudul, sud-vestul și izolat nordul Moldovei, sudul Transilvaniei. Starea de vegetație a culturilor agricole. În condițiile agrometeorologice prognozate la speciile de rapiță, grâu și orz de toamnă, precum și la cele pomiviticole, se va înregistra starea de repaus vegetativ la nivelul întregii țări. Totodată, temperaturile minime din aer situate sub pragurile biologice critice de rezistență, între minus 7 și minus 10 grade ale culturilor de toamnă, vor determina deprecierea aparatului foliar prin brunificări și degerături ale vârfului frunzelor, îndeosebi pe terenurile agricole fără strat protector sau cu strat superficial de zăpadă. Orzul și grâul de toamnă înființate în epoca optimă vor parcurge creșterea frunzelor și înfrățirea, iar în culturile semănate tardiv vor predomina răsărirea și apariția frunzei a treia. Cultura de rapiță semănată în perioada optimă își va continua înfrunzirea, plantele având în medie 5-9 frunze. În majoritatea plantațiilor, pomii fructiferi și vița de vie se vor afla în stadiul de repaus biologic. În zilele cu precipitații, lucrările agricole de sezon se vor desfășura cu dificultate sau vor fi întrerupte temporar. Recomandări de specialitate. Controlul biologic sistematic pentru determinarea viabilității plantelor la culturile de toamnă, precum și a mugurilor de rod la pomii fructiferi și vița de vie. Continuarea efectuării lucrărilor de întreținere în plantațiile pomicole și viticole. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, v-a oferit rubrica Meteo.